Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La organizație de salvare animalelor sălbatice pe un pui de arici. Asta cum se face? Da, am avut arici odată. Ai avut arici? Da, am crezut că... Eu credeam că ai și acum. Ha? Ce? Eu credeam că ai și acum. Da, și îl țin în buzunar. De mic mi-a făcut ariciu. Băi, am găsit când eram puși tot așa, am găsit și eu. Nu știu dacă era pui sau mai adult, nu-mi dau seama, că n-avem... Cam cât de mare era? Imaginea corectă, nici asta nu mai știu. Era puțin mai mare decât un pumn, deci probabil că era mai pui, așa, da, știi? Da, mai micuț. Și mai multe specii, cred că și mai mici, mai mari. Sunt mai multe specii de arici? Da. Să nu intrăm, că nu oricând la asta chiar nu ne pricepem. E o presupunere că sunt multe specii. Da. Cunoștințele mele generale puternici. Sunt cei mai drăguți. Cred. Aricii sunt atât de drăguți și, din păcate, sunt sperioși și nu se împrietenesc cu oamenii sau n-am prea văzut. Nu sunt prietenoși, nu? Da, ăsta cu mine n-a fost prietenos, a făcut ghem, l-am dus în curte, am zis să... i-am dat niște lăptic și am făcut un gărduleț din câte două cărămizi, așa, de jur împrejur, să aibă și el locul lui. Zici că ai făcut o poartă din două... De fapt, gol cu el. De fapt, l-ai sechestrat. Practic, da, săracul de el, dar numai eu am crezut că l-am sechestrat, pentru că a doua zi de dimineață ariciu era plecat de mult și am aflat după aceea că sunt printre cei mai buni cățărători. Serios? Direct de un animal. Și-a sprinteni? Da, sunt super sprinteni și se cățără, n-au nicio treabă la, cred că s-a distrat, a băut și laptele și s-a tirat. O fi, iau-te-l pe ăsta, mi-a pus aici o cărămidă. Conform naturescu.com, da, sunt 17. 17 tipuri de arici. Ariciu cu burtă goală. Asta cu ariciu cu burtă goală e. Ariciu amur. Da. Ariciu de brand, daurlan, acum, deci ariciu de șertului. Bă, 17? Citez așa cât da, de... Ariciu cu patru degete. Atenție. Asta auzi, da, cu ariciu cu clopoții e? De nu. Ce? Nu. Ariciu cu indian, clopoții. Cu urechi lungi. Mă, ce mișto. Da. Deci... Cu piept alb. Somalez, ariciu somalez. Și este slab, practic, bă, n-ai cum să crezi. E vărul ariciului cu burta goală. Da, e picăcit ariciu somalez, săracu. Da. Revenind, în Marea Britanie, omul care a găsit puiul de arici era foarte îngrijorat pentru starea de sănătate a acestuia, despre care a spus că îl găsise abandonat de mămica lui, probabil, pe undeva pe lângă casă, și mămicile astea de arici, ce mămici rele. Deci l-a pus într-o cutie de carton pe un ziar și l-a dus acasă, unde a încercat să-i dea și ceva de mâncare. Mă rog, am văzut poză, mâncare mai degrabă, mâncare de pisici, adică poate că nu era exact ce trebuia să-i dea. Dar ariciul nu a reacționat în niciun fel, n-a mâncat, n-a scâncit, n-a mișcat. O să punem pe Facebook fotografia cu ariciul în cutia de carton. Și... Da, e ok că pui un arici inert. L-a dus, deci veterinarii de la centru au examinat de urgență puiul de arici când acesta a fost dus acolo, care s-a dovedit a fi de fapt un moț de căciulă. Băi, ce oameni, băi, înțelegi cum s-a îngrijorat. Eu uite, mamă, un arici lăsinat. Să mi-aduce aminte de aia care au fugit, că au văzut pe stradă un câine care li s-a părut că e leu. Și era nu știu ce interlop de prin România care avea niște... Sunt niște mastifi tibetani sau ceva, sunt niște câini de ăștia chinezești foarte mari cu o camă, cu amă bogată. Și când au descins odată jandarmii și ninjalăii peste el, eu cred că la mișto. Ei au comunicat, au lăsat informația să se scurgă la presă că ăla avea un leu în casă. Înțelegi? Și presa a înghițit-o pe nemestecate. Nu e cazul cămătarul, nu dacă e la asta te gândești. Nu. Ascultătorul nostru imediat s-a sesizat. Că ce? Ascultătorul generic, vorbim că sunt mai mulți. Dar nu despre... se dă lapte la arici. Nu. Unu. Doi. Ai constipat arici. Cred că din potrivă. Cred mănâncă că mâncare de pisici uscată sau umedă ariciu. Deci... Oamenii au procedat corect. Deci, deja găsiți pui de arici, nu lapte, dar pisici, dar mâncare de pisici. Și o glumă cu ariciu somalez, e ăla pe care îl trimis prin fax la veterinar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.